scandaloasă. Păi, pentru că este foarte greu să spun ceva foarte, nu știu, potrivit după un asemenea film, o să vreau să-i spun eu primul rând ceva doamnei mie, și anume că dânsa este pe stul meu de alcoolemie și că mă bucur foarte mult că am întâlnit-o. Foarte pe scurt, de ce am vrut să facem asta? Până la urmă, de ce am ales, primul rând, cum ne-am gândit să punim, dacă vreți, două asociații într-un eveniment? Cum am ajuns la ideea asta? Am ajuns pentru că prin ianuarie, februarie, vorbeam despre faptul că suntem absolut revoltate de faptul că nu suntem reprezentate. Este acel banner din spatele Alexandrei. Și anume faptul că femeile par invizibile la nivelul reprezentării. Și Robin între noi tot timpul spunea, nu, nu facem suficient, adică ce noi nu facem, noi nu participăm, noi nu contribuim, cum de lipsim așa? Că doar nu stăm așa undeva fiecare la ea acasă, ne interesăm să de ce se întâmplă în jur. Și atunci ne-am gândit, haide să recunoaștem participarea asta. Nu vreau să vă țin un curs, o să fiu foarte scurtă. Știți foarte bine că în mass media n-apărem decât dacă suntem foarte drăguțe, foarte dezbrăcate sau trecute de menopauză. Da, știți foarte bine că în Parlament nu apărem. În instituții care până la urmă ne gestionează nouă viață, da? Care ne spun ce resurse putem să avem la dispoziție, care ne dictează cumva inclusiv ce înseamnă prestigiu social, nu prea suntem. Da? Sau cine este, nu crede că e neapărat alegerea cea mai fericită. Și atunci, practic, am vrut, hai să vedem cine sunt aceste femei. Vă mulțumim foarte mult că ați venit, este prima ediție, este ediția pilot. O să încercăm să transformăm acest eveniment anual într-o tradiție în același spirit. Și întâlnirea cu doamna mea a fost efectiv providențială. Și eu nu știu ce să-i spun mai drăguț doamnei mie, pentru că eu mă emoționez. Așa că, practic, asta am vrut să facem și acum o las pe Oana pentru că avem o surpriză. Noi ne-am gândit să nu recunoaștem doar munca femeilor actuale, ci și contribuția pe care femei din alte timpuri au avut. Și ne-am gândit că ar fi foarte frumos și indicat dacă am oferit de aici înainte un premiu acestor femei absolut excepționale care fac societatea să funcționeze așa cum funcționează astăzi, cu toate că munca lor este invizibilă. Cel mai potrivit nume pentru premiul acesta nu ni s-a părut Calypso Botezi. Și începând cu anul 2011, vom decerna de aici înainte anual un premiu, premiul Calypso Botezi, unei astfel de femei excepționale. Sau unui bărbat excepțional. Care face treburi pentru femei? Deocamdată am spus să recunoaște munca femeilor, că e răsuncele invizibil. Dar da, este o bună idee. Mare parte dintre voi știți cine este Calypso Botezi, cumva, însă chiar vreau să spun câteva cuvinte, pentru că ceea ce a făcut femeia aceasta în urmă cu peste 100 de ani este absolut excepțional. Calypso Botezi este o femeie care s-a născut pe la 1880, dar nu este încă incert, ca să vedeți ce acurate de are istoria femeilor în România. A fost antrenată foarte, foarte puternic în mișcarea feministă din primul val din România, în mișcarea pentru drepturile femeilor. A fost licențiată în filozofie și istorie, a participat în foarte multe organizații ale femeilor din perioada respectivă. Una dintre ele este Asociația pentru Emanciparea Civilă și Politică a Femeilor din România. A scris studii absolut fantastice care au i-au luminat cumva pe politicieni pe la 1923 și în 1929 ca să recunoască dreptat cetățenia femeilor. În 1929 a început să conducă asistența socială în municipiul București. Ea a revoluționat. Spun asta rapoartele din 1932. Povestea aceasta cu porumb și cu laptele, pe care voi o știți din perioada contemporană ca fiind o inițiativă a PSD-ului, nu a fost o inițiativă a Calypso Botezi. Asta ne spun documentele primii pe care nu ați trebuit să le recunoaște. Dar în manual de șoptește adică, dar așa este. A condus secția feminină a lui Dimitrie Gustin,
a institutului, pardon, de înființare de Filie Gusti, secție feminină care făcea tot felul de studii și de cercetări din nou ca să îi ajute pe oamenii politici să modifice legislația în așa fel încât să recunoască statutul de cetățenie a femeilor. Da, asta e Calipso Votăți. Așa arată aia. Și acesta este premiul pe care trebuie să în astfel de context, cu astfel de personalitate, de fapt acest premiu îl fac. Vă mulțumesc. Și vă mulțumesc că acordați femeilor un astfel de rol important în societate. Și privindu-vă pe dumneavoastră, frumoasă, emancipate, nu pot să nu mă gândesc la cele foarte multe femei care nu au experimentat o baie niciodată. Și cu durere vă spun că există astfel de oameni încă în societatea în care trăim. Dar în același timp, privesc cu încredere spre copii pe care, cu ajutorul dumneavoastră, îi pot crește, pentru că am certitudinea că mâine se vor naște dintre ei alte femei care vor milita ca și dumneavoastră pentru idealurile feministe. Să vă ajute Dumnezeu și vă mulțumesc!